Citim în seara aceasta câteva versete din Evanghelia lui Luca, din capitolul 17, începând cu versetul 7 până la 10 inclusiv. Deci Luca 17, începând cu versetul 7. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vină îndată și șez la masă? Nu-i va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. După aceea vei mânca și vei bea și tu? Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Amin. Contextul acestor versete în Evanghelia după Luca este sau sunt așezate în cadrul pildelor pe care Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor și tot ce Domnul Hristos a spus și tot ce Duhul Sfânt a lăsat pe paginile Scripturii nu este în plus, nu este fără folos, ci dimpotrivă. Domnul învăța pe ucenici prin tot ceea ce le spunea și pildele și tot ceea ce Domnul le spunea prin pilde, îi făcea pe ei să înțeleagă mai bine învățătura pe care Domnul Iisus le-o dădea. Cu câteva versete mai sus le vorbește despre iertare și la un moment dat ucenicii în versetul 5 spune apostolii, au zis Domnului, mărește-ne credința. Mărește-ne credința. Versetele pe care le-am citit aici în seara aceasta le-am citit și vreau să fie versetele din care să răspundem la o întrebare. Și întrebarea este cum să-L slujim pe Dumnezeu? Cum să-L slujim pe Dumnezeu? Slujirea lui Dumnezeu are cel puțin două forme. O formă vizibilă, dar are și o formă invizibilă. Nu-L slujesc pe Dumnezeu doar cei care vin la amvon sau știu eu, cei care cântă, cei care recită poezie sau alte moduri vizibile de a-L sluji pe Dumnezeu. Există și moduri invizibile de a-L sluji pe Dumnezeu. Însă ceea ce este tragic în creștinism în general este faptul că foarte mulți dintre cei care se numesc creștini nu-L slujesc în niciun fel pe Dumnezeu. Ori așa ceva este o anomalie în trup. Dacă creștinii împreună formează trupul lui Hristos, dacă fiecare este mădular în trupul lui Hristos, dacă fiecare suntem mădulare unii altora, închipuiți-vă Dumnezeu în trupul nostru. N-a pus absolut niciun mădular, niciun organ care să nu slujească, care să nu aibă o slujbă, care să nu aibă un rol. Ori din păcate, în trupul lui Hristos, care este format din toți creștinii, există mădulare care nu slujesc. Și așa cum spuneam, întrebarea este cum să-L slujim pe Dumnezeu. Domnul Iisus spune, cine dintre voi, dacă are un rob, care a fost la câmp și a muncit toată ziua și vine robul acasă obosit seara de la câmp, spune, stăpânul o să-L pună oare la masă? Sau va zice, prima dată gătește-mi mie, slujește-mă pe mine și de-abia după aceea vei mânca și tu. Robul acesta n-a fost indiferent, așa cum spuneam înainte, cum sunt mulți în trupul lui Hristos, de averea stăpânului. Robul acesta a fost toată ziua la câmp. A arat, a semănat, a avut grijă de oi, a făcut
ceea ce a poruncit stăpânul să facă. N-a fost indiferent de averea stăpânului, n-a fost indiferent de la ceea ce stăpânul i-a poruncit. Și haideți să ne uităm la câteva aspecte, cum trebuie să-L slujim pe Dumnezeu. În primul și în primul rând este prioritatea. Întâi trebuie slujit stăpânul. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu, asta ne spune Domnul Iisus. Robul vine obosit de la câmp și totuși nu se pune la masă să mănânce că e obosit sau să se odihnească. Întâi trebuie slujit stăpânul. Din păcate, de multe ori noi inversăm rolurile. Inversăm rolurile și în loc ca Dumnezeu să fie pe primul plan în viața noastră, indiferent de circumstanțe, ne punem pe noi, pe primul loc, familiile noastre, problemele noastre, banii noștri. Ori Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte lucruri, toate vi se vor da pe deasupra, dar căutați mai întâi să-L slujiți pe stăpânul. Robul acesta, care a venit de la câmp obosit și transpirat, a trebuit să facă încă o slujbă, să-L slujească pe stăpânul. Este o învățătură pe care trebuie să ne o însușim și noi, frați și surori. Nu trebuie să punem deoparte, știu eu, mă gândeam acum, să spunem, atunci când am luat salariul, de exemplu, am auzit mulți frați spunând lucrul acesta și mai ales frați bătrâni. Am luat salariul și am pus banii întâi, ăștia ai mei. Și ce a mai rămas, dacă a mai rămas ceva, îți șa Domnului. Nu, întâi trebuie pus pentru Dumnezeu și apoi ce rămâne, pus pentru casă, pentru familie, pentru că Dumnezeu binecuvintează modul acesta de a trăi. Și este valabil lucrul acesta și în orice aspect a vieții noastre. Nu doar în ceea ce privește banii noștri, este valabil în ceea ce privește timpul nostru, afacerea noastră, absolut orice. În al doilea rând, trebuie să-L slujim pe Dumnezeu cu perseverență. Zice Domnul Iisus, nu-i va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. Slujirea lui Dumnezeu se face cu perseverență și se face până la sfârșit. Cuvântul lui Dumnezeu spune, duceți-vă mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Duceți-o până la sfârșit. De multe ori auzi pe unii frați care poate au obosit pe cale, spunând, ei, când eram eu tânăr, cum mergeam în misiuni, cum făceam, cum lucram pentru Dumnezeu și așa mai departe. La Dumnezeu și pentru Dumnezeu nu este important ce ai făcut tu cândva. Este important acum ce trăiești și cum trăiești. Îmi aduc aminte de prorocul Ilie care a făcut mari lucrări pentru Dumnezeu. Și la un moment dat fuge din calea lui Izabela și se ascunde într-o peșteră. Și acolo îl caută Dumnezeu și îl întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie îi spune, am fost plin de râvnă pentru Domnul. Am fost cândva plin de râvnă. Nu acum, Ilie, ce faci? Acum mă ascunde Izabela. Acum ce faci? Apostolul Pavel, când era la sfârșitul vieții lui, când îi scrie lui Timotei, în 2 Timotei, în capitolul 4, îi spune, acum eu sunt gata să fiu turnat ca o băutură. Sunt gata să plec la Domnul. Dar știu un lucru. Mi-am sfârșit alergarea. Am păzit credința. Am lucrat până la sfârșit. Domnul Iisus, când era pe cruce, a spus, s-a sfârșit, s-a terminat. Am făcut lucrarea până la sfârșit.
Lucrarea, slujirea lui Dumnezeu se face, frați și surori, până la sfârșit. Glumeam cu fratele Bogdan afară și îi spuneam că mai am puțin și ies la pensie. În lucrarea lui Dumnezeu nu se iese la pensie. Nu există pensionari. Pe Dumnezeu trebuie să-L slujim până la sfârșit. Îmi aduc aminte că îmi spunea cineva mai de mult, când eram și eu mai tânăr, despre un frate, Bălănean parcă îl chema, de prin Jibou, acum 50, 60, 70 de ani, poate mai mult în urmă, spunea despre fratele acesta că a murit pe genunchi, conducând o oră de rugăciune în biserică. Mai de mult în bisericile baptiste se făcea o oră de rugăciune și se stătea pe genunchi. Acum avem genunchită și nu putem sta pe genunchi. Stătea la amvon pe genunchi, conducea ora de rugăciune. Și s-a terminat rugăciunea și trebuia să se ridice biserica în picioare. Și omul acesta, fratele acesta, nu s-a mai ridicat. A murit acolo pe genunchi. L-a slujit pe Dumnezeu până la sfârșit. Cu perseverență. Un alt aspect al slujirii lui Dumnezeu este fără gândul să-L slujim pe Dumnezeu, fără gândul îndatorării. Spune versetul 9, Domnul Iisus zice, va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Și zice Domnul, nu cred. Noi suntem obișnuiți așa, te invit eu la masă, mă invit și tu la masă. Îți dau eu ceva, îmi dai și tu ceva. Noi așa suntem, așa suntem noi, oamenii. Ei bine, Domnul spune, robul acesta, obosit de la câmp, murdar, transpirat, trebuie întâi să-L slujească pe stăpânul, trebuie să-L slujească până la sfârșit, și nici prin gând să-i treacă că stăpânul îi rămâne dator cu ceva. Nu. Dumnezeu nu ne este dator cu nimic. Dumnezeu a făcut totul pentru noi. Dumnezeu ne-a dat, așa cum am învățat în studiul epistolei lui Petru, tot ce privește viața și evlavia. Dumnezeu este acela care a pregătit faptele bune în care să umblăm. Dumnezeu este acela care, cum spune Pavel în Corinteni, tot ce ai, ai primit și n-ai voie să te lauzi, ca și cum tu ai fi făcut ceva. Dumnezeu nu ne este dator absolut cu nimic, spune Domnul Iisus. Oare va rămâne stăpânul acesta îndatorat față de rob? Și Domnul dă răspunsul. Spune, nu cred. Nu rămâne Dumnezeu îndatorat. Nu înseamnă că Dumnezeu nu răsplătește lucrarea noastră. Însă dacă vom lucra și îl vom sluji pe Dumnezeu cu gândul că la fiecare acțiune, la fiecare slujire pe care o facem pentru Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să ne răsplătească într-un fel oarecare, vom fi dezamăgiți. Vom fi foarte dezamăgiți. Pentru că de multe ori slujindu-L pe Dumnezeu, tu crezi că ai făcut bine. Nu știu, ai predicat bine sau ai făcut o faptă bună și s-ar putea să-ți auzi reproșuri în loc să fii lăudat. S-ar putea să-ți auzi reproșuri și să ți se spună că n-a fost bine și nu trebuia să spui așa și nu trebuia să faci așa. Deci, Dumnezeu, în schimb, noi cunoscându-i caracterul, știm că Dumnezeu nu rămâne dator. Și știm că Dumnezeu va răsplăti și răsplătește jertfa și osteneala pentru El. Apoi, slujirea lui Dumnezeu trebuie să fie făcută cu sentimentul nevredniciei. Spune versetul 10. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici. Nu după ce veți face o parte, nu după ce veți sluji câțiva ani pe Dumnezeu, după ce veți face tot
ce vi s-a poruncit să faceți, să spunem, să spuneți, suntem niște robi netrebnici. Acum, cuvântul acesta netrebnic, în dicționar, tradus în două feluri, spune, înseamnă ticălos și nefolositor. Sau nefolositor. Netrebnic înseamnă ticălos sau nefolositor. Acum, sensul pe care Domnul l-a folosit aici este sensul de nefolositor. Dumnezeu nu ne numește pe noi netrebnici, spune Domnul Iisus. Nu El spune că suntem netrebnici, ci noi să spunem despre noi că suntem nefolositori, după ce vom fi făcut tot ceea ce ne-a fost poruncit să facem. Aceasta trebuie să fie atitudinea pe care să o aibă un slujitor care îl slujește cu adevărat pe Dumnezeu. Din păcate, sunt mulți slujitori în biserici care cred că dacă ei nu sunt acolo, se dărâmă biserica sau... Deci ei sunt absolut de neînlocuit. Domnul Iisus Hristos spune că, dimpotrivă, sentimentul pe care trebuie să-l aibă un slujitor după ce va face tot ce trebuie să facă, tot ce a fost poruncit să facă, este să aibă acel sentiment de nefolositor. Să aibă sentimentul, am lucrat așa cum spune Pavel în Corinteni, în capitolul 15, spune, am lucrat mai mult decât toți, dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu care este mine. Sentimentul trebuie să fie acesta, se poate și fără mine. Nu sunt de neînlocuit. Nu sunt de neînlocuit, sunt alții mai buni decât mine, sunt alții mai capabili decât mine, sunt alții care pot să facă lucrarea mai bine decât mine. După ce ai făcut tot ce ți-a fost poruncit să faci, acesta trebuie să fie sentimentul pe care trebuie să-l ai. Nu sentimentul că ești de neînlocuit și ca tine nu-i nimeni și nimeni nu poate face ceea ce faci tu. Un alt aspect al slujirii lui Dumnezeu, așa cum o cere Dumnezeu de la noi, este că slujirea lui Dumnezeu este obligatorie. Am făcut ce eram datori să facem. După ce veți face tot ce vi s-a poruncit să faceți. Slujirea lui Dumnezeu, frați și surori, din partea unui creștin, nu este opțională. Dacă vreau, slujesc, dacă nu vreau, nu slujesc. Slujirea lui Dumnezeu este obligatorie. Din păcate, așa cum spuneam, sunt mulți care nu slujesc în niciun fel. Există în Matei, în capitolul 25, un text care vorbește despre judecata viitoare și în textul acesta Domnul Iisus Hristos dă exemplu de lucrări pe care unii le-au făcut și alții nu le-au făcut. Și cei care le-au făcut se miră și spun, Doamne, dar când ai fost tu în temniță și am fost pe la tine, când ai fost flămând și ți-am dat să mănânci, când ai fost gol și te-am îmbrăcat? Și Domnul spune, când ați făcut lucrurile acestea celor mai neînsemnați, frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Și ceilalți întreabă la fel, când nu le-ați făcut, mie nu mi le-ați făcut. Slujirea este obligatorie, frați și surori. Însă avem în Scriptură tot ceea ce privește, așa cum spune Scriptura, viața și evlavia. Vedeți, mai sus un pic, în capitolul 25, este pilda talanților. Și este un rob aici care, cu toate că Dumnezeu i-a dat talent, cu toate că Dumnezeu i-a dat dar și posibilități, să lucreze cu talentul, n-a lucrat. Și știți cum îl numește Domnul pe robul acesta? Rob viclean și leneș. Mi-aduc aminte că eram în Israel și au venit niște americani la noi la biserică și la un moment dat unul dintre ei, nu mi-aduc aminte numele lui, dar
avea un nume care nu e un nume biblic. Și le spune la ceilalți, băi, zice, mi-am găsit numele în Biblie. Și ăștia zâmbesc și surprinși că știau cum îl cheamă și nu era nume biblic. Unde ți-ai găsit tu numele în Biblie? Zice, în Matei, în 25, versetul 26. Și a căutat, rob viclean și leneș. Deci așa mă cheamă pe mine. Rob viclean și leneș. Ai primit talentul, ai primit darul, Dumnezeu ți-a dat posibilitatea să lucrezi, ești obligat să lucrezi și totuși n-ai lucrat cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Și robul acesta este un rob și viclean și leneș. Este viclean pentru că crede că îi păcălește pe cei din jurul lui și poate pe cei din jur, din biserică, poate, îi poate păcăli. Dar robul acesta este așa de inconștient încât crede că îl poate păcăli și pe Dumnezeu. Și de-aia Dumnezeu îi spune că e un rob viclean și un rob leneș. Pentru că n-a vrut. Confortul lui a fost mai important decât slujirea lui Dumnezeu. Confortul lui și viața lui a fost mai importantă decât a-L sluji pe Dumnezeu. Dragi și surori, în seara aceasta am vrut din textul acesta să vă aduc înainte aceste gânduri cum să-L slujim pe Dumnezeu. Și slujirea lui Dumnezeu este prioritară, trebuie să o facem până la sfârșit, fără să ne gândim că Dumnezeu ne este dator cu ceva, cu sentimentul de nevrednicie, cu sentimentul de nefolositor, cu sentimentul că poate și altcineva să facă slujba pe care o fac eu și să nu uităm slujirea lui Dumnezeu. Nu este opțională, este obligatorie, pentru că altfel Dumnezeu ne numește vicleni și leneși. Dumnezeu să ne binecuvinteze să-L slujim așa cum El dorește. Amin. Amin.